să reprezentanța presiei și cei care ne privesc. Această conferință de presă este o modalitate prin care noi am vrea să aducem personalitățile care se află în fața dumneavoastră și organizațiile care se află în fața dumneavoastră, opiniile individuale privitor la politicile, importanța politicilor pentru nediscriminare în Republica Moldova. Deci opiniile sunt individuale a persoanelor și a organizațiilor pe care îi vedeți în față. Eu sunt Sergiu Ostap, de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului. Din partea dreapta mea se află Arcadie Barbaroșe, director executiv la Institutul de Politici Publice. Mulțumesc! Din partea stângă mea se află Lilia Carasciuc, director la Transparency International Moldova. Mai departe, Igor Stoică, care este director de programe Amnesty International Moldova. Deci, dumneavoastră, acum o să auziți opiniile personale, individuale și a organizațiilor individuale referitor la subiectul de promovare, de politici de nediscriminare în Republica Moldova, cât de importante ele sunt și ce valoare aduc pentru Republica Moldova. Ordinea va fi în felul următor. O să urmă cu doamna Carasciuc, după care domnul Barbaroșe, Igor Stoică și eu voi încheia această conferință de presă cu opinia mea. Vă rog. Domnilor și domnilor, posibil pentru dumneavoastră va arăta puțin ciudat de ce Transparency International, o organizație anticorupție, va așa subiect. Pentru că Transparency International este și o organizație watchdog a drepturilor omului. Și dreptul omului de a fi nediscriminat este un drept uman de bază, așa considerăm cel puțin noi. Ceea cu ce aș vrea să încep este că aș vrea să-mi exprim îngrijorarea situației care se creează în Republica Moldova în jurul adoptării legii privind nediscriminarea. Cum o văd situația eu, sigur că colegii pot să aibă o altă viziune, mie pare că există, pentru mine clar, se vede că există un grup destul de mic de oameni care și-au pus un scop ca guvernul să nu-și onoreze obligațiunile vis-a-vis de liberalizare sistemului de vize. Și din cauza că nu sunt așa de mulți, ei încearcă de a utiliza biserica, dreptul unei alte, pentru a-și atinge scopul. Și de ce îmi pare rău puțin și de biserică? Pentru că se dă implicată în aceste discuții. Adaptarea legii privind discriminarea este o condiție absolut necesară pusă de structurile europene față de Republica Moldova. Neadaptarea acestei legi are consecințe foarte dure pentru noi. Așa cum văd eu situația, este că legea privind nediscriminarea, ea ține de un spectru foarte larg de drepturi, de criterii de nediscriminare. Dar, în special, s-a pus atenție, vă zic că adversarii acestei legi pun atenție pe un moment foarte îngust, foarte sensitiv și un moment la care populația, într-un fel, ezitează, se eschivează de a-l discuta. Și ceea ce văd este că momentul se exploatează la maximum și populația este dusă în eroare. Deci cauza pentru că majoritatea absolută a populației nu a citit legea aceasta, dar vă zic, se informează din declarații nedocumentate. Mai mult ca atât, câteva zile în urmă, deja am auzit o chemare, un apel de a pune această lege la referendum. Înțelegeți, la referendum, referendumul are și el sensul lui, dar imaginați-vă că noi punem la referendum teorema lui Pitagora. O zic că dacă votăm, de exemplu, 60% contra, despre ce vă spune asta? Că teorema lui Pitagora este incorrectă sau că noi nu suntem versați în matematică sau n-am citit regula sau n-am citit teorema și așa mai departe. Mai mult ca atât, mie mi-ar fi foarte ciudat ca majoritatea să decide soarta unei minorități. Nu mi-ar fi părea asta chiar corect. Mai mult ca atât, eu mă gândesc că dacă în sfârșit ar avea așa ceva loc și, de exemplu, așa cum se călesc emoțiile în jurul acestui subiect, dacă ar fi rezultatul negativ, noi pur și simplu am demonstrat la întreaga lume că noi suntem contra asigurării dreptului, egalității tuturor cetățenilor în această țară. Și adică am demonstrat nu numai la Europa, dar la întreaga lume că suntem o țară de ratați. Ceea ce văd eu acum, mie îmi pare că noi încercăm să intrăm în Europa cu samovarul moldovenesc.
Noi avem aspirații moldovenești, noi dorim în Europa în diferite moduri. Unul dorește ca, ca Moldova să vină parte a Uniunii Europene. Cineva dorește pur și simplu să călătorească. Cineva dorește să lucreze, cineva lucrează legal, cineva ilegal. Dar majoritatea populației Republicii Moldova are rude mai apropiate sau mai distanțiate care lucrează deja sau călătoresc în Europa. Și vreau să atrag atenție că nu ne ducem în Irak, dar ne ducem în Europa. Din ce cauză? Pentru că avem aspirații că drepturile noastre vor fi respectate. Și iarăși, când ne întoarcem în Moldova, ne ciocnim de samovarul moldovenesc. Aici suntem diferiți. Mă consider că dacă avem aspirații europene, trebuie să împărtășim și valori europene. Recent m-am întors dintr-o călătorie organizată de Asociația Politicii Externe, o călătorie în Croația, unde un grup de persoane reprezentate și a societății civile și a instituțiilor publice s-au întâlnit cu omologii săi în Croația. Și am discutat la mai multe subiecte, sigur că și corupția, dar și legea privind nediscriminarea. În Croația această lege deja a fost adoptată. Și acolo, biserica majoritară, biserica catolică, sigur că n-a fost prea fericită de adoptarea acestei legi, dar argumentele lor au fost mult mai civilizate decât în Republica Moldova. Adică ei motivau că le-ar fi foarte dificil de a nu discrimina, de exemplu, dintre o persoană orientată tradițional sexual și o persoană netradițional, dacă le-ar angaja la lucru la biserică. De exemplu, un bibliotecar, un menager și așa mai departe. La ceea ce foarte tot civilizat le s-a răspuns că așa situație este foarte ușor de a le ocoli. Adică, mă rog, când faceți anunțul de angajare, scrieți că din cauza că doriți să vă susțineți în, sau, mă rog, promovați enuriașii, preferiți să vă da enuriașilor acestei biserici. Ceea ce îmi pare rău, că în Republica Moldova întrebarea stă mult mai dur. Adică aici sună ceva de tipul să le dăm sau să nu le dăm voie la minoritățile sexuale să existe. Din ce cauză? Pentru că dacă noi considerăm că ei nu sunt egali cu noi și nu-i apărăm, atunci noi lăsăm perzanii. În Croația ne-am întrebat la Ministerul Justiției dacă au fost careva cazuri să fie persoane pedepsite pentru discriminare. Și ne-au spus că au fost foarte multe cazuri de așa gen și mai mult ca atât, chiar și un preot, o persoană bisericească, a fost condamnată de judecată. Eu nu sunt minte care a fost pedeapsa, dar mi-am întrebat și care a fost reacția bisericii la această condamnare în judecată. Persoanele de la Ministerul Justiției au spus că preoții catolici s-au distanțiat de această persoană pentru că ei au înțeles că legea este lege și legea trebuie să fie îndeplinită, trebuie respectată. Vă zic că ce se întâmplă la noi? La noi mai că nu se ajunge la declarații de chemare la supunere civică. Eu consider că Biblia este cheamă la răbdare, la toleranță. Biblia cheamă la aceea ca să nu judecăm, adică dacă suntem creștini adevărați, să nu judecăm pe alții, să încercăm să fim noi mai buni, dar nu să-i lăsăm, mă zic, lui Dumnezeu să ne judece. Dar ceea ce văd ce se întâmplă în realitate este puțin diferit. Noi suntem un stat laic, biserica nu are voie să se implice în treburile statului și statul nu se implică în treburile bisericii atâta timp cât biserica nu încalcă această lege. Trebuie să știm că în țările unde această problemă de discriminare deja este mai soluționată, adică nu există o singură țară perfectă, da? Sunt multe țări mult mai avansate, lumea deja cunoaște mult mai mult despre aceste pături ale societății și informația, să vă spun drept, nu întotdeauna este negativă, mai mult ca atât. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, populația cunoaște că cei mai buni frizeri, cei mai buni stiliști, cei mai buni modelatori de haine, cei mai buni designeri sunt gay. Mă rog, așa este specificul lor. Ei au voie în viața lor și noi nu putem să le spunem că tu ești mai prejos decât mine. Foarte des se ajunge la argumente, adică argumentele adversarilor
acestei legi spun că, da, atunci vom avea parade de gay, gay parade, vom avea comportament desfrânat și așa mai departe. Scuzați-ne, dar comportament desfrânat noi putem să avem în orice situație, și cu persoane orientale, și netradițional, și tradițional. Atunci când persoanele încalcă legea, încalcă ordinea publică, la ei se aplică această lege. Se vorbește despre cazuri de pedofilie. Iarăși, aici aș urca foarte bine să nu încurcăm compotul cu muștile. Pedofilia este pedofilie și majoritatea, dacă ne-am uitat, noi n-am avut timp în suficient să găsim statistică, dar totuși deja datele se simt pur și simplu din publicații. Majoritatea pedofililor totuși sunt orientați sexual tradițional. Și, dar dacă este el pedofil, credeți-mă, mie e indiferent dacă el a violat o fetiță sau un băiețel. El a încălcat legea și asupra lui trebuie aplicată legea. Și eu aș vrea să termin cu o glumă în limba rusă, puțin parafrazată. Vopros. Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Ответ. Я к ним не отношусь, но я признаю, что мои и ихние права абсолютно равны. Разумеется. Mulțumesc foarte mult. O să vedeți posibilitatea să puneți întrebări doamnei Crăciuc ceva mai târziu. Acum o să o invităm pe domnul Barbaroșe să vorbească.